Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce te oprește? Teama de succes? Partea a treia. Ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Proverbe, capitolul 8, versetul 21. Iată ce să faci dacă dorești să-ți învingi teama de succes și să poți fi o binecuvântare pentru ceilalți. 1. Confruntă-ți teama cu fruntea sus. Cuvântul lui Dumnezeu spune că El dorește să ai izbândă, Iosua, capitolul 1, versetul 9. Întrebarea este, ești gata să acționezi conform cuvântului Său? Crezi că ceilalți au dreptul la succes, iar tu nu? Ai impresia că nu e greșit să ai succes într-o oarecare măsură, dar că orice depășește acest prag nu ar fi pe placul lui Dumnezeu? Trebuie să înlături aceste adevăruri nebiblice. 2. Stabilește sursa oricărei convingeri eronate pe care ai putea o avea referitor la valoare. Iată câteva domenii cărora ar trebui să le dai atenție. Respingerea de către cei dragi, compararea cu ceilalți, stereotipurile și imaginile promovate de mass media, cuvinte legate de inferioritate și respingere, care sună stăruitor în mintea ta ca un disc stricat, percepția ta despre valoare va juca un rol important în ceea ce îți îngădui să realizezi în viață, așa că schimbă-ți părerea despre tine. Aliniază ceea ce crezi și spui despre tine la ceea ce spune Dumnezeu despre tine. De exemplu, în Isaia, la capitolul 43, versetul 1, dar și versetele 4 și 5, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, ești prețuit și te iubesc. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Identifică-ți comportamentele prin care te autosabotezi și ia-ți angajamentul de a le stopa. Și nu mai aștepta ocazii mai bune sau până vine momentul potrivit. Dumnezeu spune, eu sunt cu tine. Așadar, lasă în grija Lui momentul și împrejurările, iar tu mergi înainte cu încredere.